Salut și bine ați revenit! Astăzi vreau să vorbim puțin despre apa termală. Apa termală este cunoscută pentru principala sa calitate și anume aceea de a calma pielea iritată. Este îmbuteliată de diferite firme din diferite țări, din izvoarele termale. Apa termală poate fi folosită în diferite situații. Mi-am notat în agenda pentru a nu uita ceva din ceea ce am să vă spun. Iată cum se poate folosi. După bărbierit, după epilare, pentru fixarea machiajului, arsuri solare, împrospătare, lifting facial, tratamente dermatologice, tonifiere, hidratare și matifiere. Pentru cele care se machiază, se poate folosi și înaintea machiajului, adică și înaintea aplicării produselor de machiaj pentru o tonifiere sau un lifting facial, dar și după machiaj pentru a fixa machiajul. Din ce am constatat eu până acum, pentru tenurile mature sau uscate, această apă are rolul de a hidrata, iar pentru tenurile grase are mai mult rolul de a matifia. Nu știu dacă ceea ce spun este în totalitate adevărat, însă mie până acum așa mi s-a părut. Să trecem la firmele care îmi plac și pe care le folosesc. Această firmă este o firmă franțuzească, Aven, probabil că ați auzit despre ea. Și spreiul cu apă termală de la Aven vine în cantitatea de 300 de ml sau și într-o cantitate medie de 150 de ml sau chiar și într-o cantitate micuță de 50 de mililitri. Aceasta este mai mult potrivită pentru atunci când plecați undeva de acasă. Este mult mai ușor de luat în bagaj. Haideți să vedem ce conține această apă termală îmbuteliată de firma Aven. Conține bicarbonat, sulfat de potasiu, clor, calciu, magneziu, sodiu, litiu, stronțiu și zinc. Îmi place foarte mult această apă termală pentru că se absoarbe cel mai repede pe pielea mea. O altă firmă care îmbuteliază apă termală este tot franțuzească, Uriage. Am luat aceste două ape termale într-un pachet la 60 de lei, ceea ce m-a scutit să fac o economie. M-a ajutat să fac o economie. După cum se vede, ambele vin în cantitate de 300 de mililitri. Nu știu dacă există și varianta medie de 150, probabil că a existat înainte, dar eu acum nu mai știu, nu am mai văzut-o. Și în cantitate mică de 50 de la fel, foarte rar am văzut-o. Haideți să vedem ce conține această apă de la Oriaj. Conține cloruri, sulfiți, sodiu calciu, bicarbonat, magneziu, potasiu, siliciu, zinc, mangan, cupru și fier. Înainte, adică acum ceva ani în urmă, îmi ajungea acest tub uh, 3 luni, mai ales dacă îl foloseam pe timp de vară. Acum nu pot să spun că folosesc în fiecare zi apa termală, însă cu ceva ani în urmă o foloseam chiar zilnic și asta înseamnă că în decursul unui an consumat mai multe tuburi. O altă firmă este Oxians, tot franțuzească, cred, nu știu sigur, dar așa cred, care este de fapt, am înțeles marca proprie Sensiblu, sper că am înțeles bine, vine în cantitate medie de 150 de mililitri și este bună, nu la fel de bună ca cea de la Urias sau cea de la Vend, dar este destul de bună conține bicarbonat, sulfat de potasiu, clor, calciu, magneziu și sodiu. Am recumpărat-o de câteva ori până acum la prețul de 15 lei sau 20 de lei în funcție de promoția pe care am prins-o. O altă apă termală este cea de la La roche -Posay. Aceasta este varianta de 100 de mililitri. Am observat că cei de la Aven nu produc în cantitatea aceasta, nici cei de la Uriaj, nici cei de la Oxians, însă la Roșpoze și Ivaterm, da, au în mai multe variante. Eu mai am și în varianta mare de 300 de ml, însă nu am acum la îndemână să vă arăt priul respectiv. Îmi place foarte, foarte mult această apă. Pot să vă spun că ocupă locul al doilea după Aven. Și să vă spun ce conține. Bicarbonat, calciu, uh, silicat, seleniu, zinc, cupru și cred că cam asta este. Uh, ei uh, specifică aici la uh, pe spate uh, unde sunt ingredientele, uh, la seleniu uh, scriu cu uh, cu negru mai îngroșat. De ce? Pentru a scoate în evidență faptul că această apă de la La Roche-Posay este singura apă care conține seleniu. Este singura de pe piață. Și ultima firmă pe care am să vă arăt este cea de la Iva Term, care am înțeles că este o firmă românească, însă produsele sunt... Apa este îmbuteliată în Franța, cu toate că apa provine de, de la noi, din, de la Herculane. Și scrie aici, o termal Herculan. Acesta este spreiul de 200 de ml. Mai am aici încă unul de 200 de ml. Acesta este aproape terminat. Și mai am încă unul terminat de 100 de ml. Haideți să vedem ce conține această apă termală bicarbonat, calciu, magneziu, fier, aluminiu, zinc, cupru și mangan. Înainte, adică acum ceva ani în urmă, această firmă Aven era puțin mai ieftină la preț față de alte firme, dar de vreo 2 ani încoace am constatat că prețul ei a început să crească, să fie asemănător cu, cu prețul de la Uriaj sau de la Vichy. Da, apropo, am folosit apă și de la Vichy, dar foarte, foarte rar, pentru că este cam sărată, la fel ca și apa de la Uriaj. Eu până acum vreo 2 ani nu am folosit deloc apă de la Uriaj și când am comparat acest set, L-am luat mai mult pentru testare, pentru a vedea dacă apa de la Uriaj este tot la fel ca cea de la vișii, adică sărată. Dacă se aplică pe față o cantitate puțin mai multă față decât ar trebui pentru că de fapt trebuie o cantitate mică aplicată, se va simți sărătura din ea. Nu pot să spun că este o apă rea, nici cea de la uriaș, nici cea de la vișit, dar nu-mi place senzația aceea de sărat pe care o simți, pur și simplu, când ajunge la nivelul gurii. Cam atât despre apele termale. Sper că v-ați făcut o impresie. Dacă nu ați folosit până acum apă termală, chiar vă îndemn să folosiți, pentru că este fenomenală. Eu fără ea nu stau deloc în casă, o folosesc în special după epilat și de asemenea când simt fața iritată sau când simt că am nevoie de o împrospătare, în principal cam pentru asta o folosesc. Sper că v-a fost util acest videoclip și ne revedem în curând. La revedere!